Zine ce facem acum. Mergem la gara din Buzau, să adunăm țestoasele din baltă. Țestoase de apă, Emys orbicularis, bine, din mine. Da, da, bine. Care sunt blocate într-un heleșteu, ceva, o baltă artificială. O mizerie. Lângă gara Buzau. În gara Buzau, pe peronul gării. A venit poliția și ne-a dat afară din baltă. A doua oară în încercarea noastră disperată de a prinde țestoasele. Și cu asta are, în schimb, sunt protejate prin lege și trebuie să le ducem într-un loc natural, altfel ar muri dacă stau aici. Nu vedeți că au aruncat mizerii înăuntru? Dacă ne mai ținem mult în apă, se transformă așa și o să moară săracele. Te vezi? Au probleme la ochi, au probleme piele. Trăiesc într-un mediu foarte, foarte, foarte poluat aici. Hai să-l lăsăm în pace să nu mai speriem, da? Simpatică. Și le ducem într-un loc mai bun.